acum lumea zice că s-a tras un fel de blestem sau cine știe, nu știți, da. Sau probabil ăsta care l-a omorât ei, s-a făcut un strigoi sub formă de lup și s-a dus și a mușcat numai familia lor. Vă dați seama, din două sate au mers la distanță de 7-8 km, din satul ăsta în ăla. Nu au avut treabă cu nimeni, numai cu familia lor. Același lup. Același lup, domnule, i-a mușcat pe familia lor, pe toți. Da. Și nevastă s-a rămas fără un ochi, a lui ăla că a trăit până acum vreo 2 ani, de la Poieni. El a murit pe loc, sora lui a rămas iar fără nas, fără ureche, mă rog, iar la Fărășești. Și aia a murit acum vreo 2 ani, că a murit că bătrâni. A fost, păi, dar nu mai era, că vorbea să vorbim. Ei, vrea să vorbesc, dar nu mai era, că na. O decedat amândouă cu natele alea și... Atunci am plecat la biserică și el plângea acolo, urla așa, și că când moare un băiat sau o fată, îi plânge mamă sau după el sau tată, taică, sus, și așa plângea el acolo în dudul ăla. Sus, în dudul, dar și păstă... O tăiat dudul, nu? O tăiat, și eu l-am tăiat. Dar ce era? Socru? Nu, cine era? Socru fost ăla, da. S-a spus dincolo că socru. Socru, da. Și el a fost scarăvit? Da. O venit vreo 2 ani jumate. Aici, la dumneavoastră? Aici, la mine. Pentru sau? Așa, să știu, nu știu ce, nu. Dar nu era frică? Eu nu, mă stuiam în pod cu lanterna și nici n-aprindeam lanterna, știi? Până ajungeam în vârful scării, așa în podul ăsta, că e casa asta înaltă, știi? Dar n-aprindeam lanterna până ajungeam în vârful scării, știi, ca să-l prind, știi, acolo în pod. Și când aprindeam, nu era nimic. Și când mă dădeam jos, mă duceam, iar în caz, mă culcam, iară doară. Iar începe iară durea, dur. Da, iar, că el? Păi doar cine, altul nu. Și cu timpul am fost pe la popi, și să facă slujbe și de-aște. Nu a reușit nimic, a fost mai tare el ca popi la asta, cum îi spune. Nu știți de ce vine? Nu știu de ce. Și atunci Am mai făcut și cu popa, și cu dracu, și cum e vorba. A, și cu unul și cu altul. N-a putut face nimeni nimic. Dar înainte cum ar ta zice? Înainte l-am văzut așa cum a fost, când n-a fost aici, să viu, de l-am mormântat, tot, așa cu hainele alea, așa era îmbricat, așa fain. Cum a fost? E interesant și... Nu mai știți pe cea pe sat? Alții nu cred. Și pop este care cred în treaba asta. Pop, crede. Dar oamenii? Oamenii nu tăsc, care nu-l pătrâns, nu crede că nu mai vine, că nu vine el, e satana să îmbreacă în ăsta lui. Thank you.
eram la țară, satul se numea Pătârș. Ca și doamna. Da, ca Zena. Uh-huh. Așa. Și acolo am avut un naș bătrân, care tot timpul îmi spunea că soția lui vine la el acasă și îl năcăjește, îl ridică cu patul, îi face greutăți, îl sperie. Așa, eu nu am crezut. Și am avut o vecină, așa, o femeie mai aparte, umbla iarna desculță, pe zăpadă, aha, cum se suie, ceva. Așa. Și a murit. Seara a murit, eu am fost la ea când a murit. Și mâine zi, deci nu mâine zi, a doua zi, când s-a mormântat, soțul meu s-a dus la groapă, că acolo așa era obiceiul, să se facă groapa de vecini, nu era un gropar anume. Chema cinci vecini și aia făceau groapa. Soțul meu era la groapă, băiatul meu, tata lui băiatul ăsta, era la comună, că acolo era sat, era la școală, clasele 5-8, că la noi se făcea numai 4 clasă, și eu eram singură acasă. Vecinii ăștia, unde a murit baba, mi-au adus mie să fer pomana. Oalele erau în bucătărie, cu mâncare. Afară aveam foc și roșteaie din alea de fer și căldarea cu grâu, că la noi se face grâu cu mursă, cu zahăr, așa să se dea la pomană, știți. Și eu îngrijam de toate astea să se fiarbă și vine un nepot de-a lui baba, de-a lui moarta, și mă duce un braț de lemne să pun pe foc, că zice că așa e bine, că de acolo, de la gazda unde e mortul, de acolo să vină și lemnile, să nu se folosească lemnile lui vecini. Știți? No, și zice că mine, măi cuscră, că mi-e ceva cuscri cu el. Eu am văzut-o pe Babaeva pe-n graj, pe întrevași. Mergea așa, pe interval. Deci pe moarta. Și ea era moartă de două zile. Și ea umblă pe-n graj, pe-ntre vaci. Și zic eu că el nu e adevărat. Ba da, zice, măi, cu scrămărioară, mă jur pe viața mea că am văzut-o. Cum s-a dus el la casă de la mine, eu am luat găleata să mă duc după apă la fântână în grădină. Era beton pe jos și aveam cai și potcoavele de la cai se aude pe beton cum troancăne. Mă duc în grajd, aveam iapă și cal și vacă și vițel. Când mă duc în grajd, iapă atât virajă face roata pe-n grajd, toată transpirată și nu văd nimic, numai că fuge iapa. Deci legată de la iesle, că păstru ăla la ea pe cap și fuge roată, face tot virajă. Măi, săracul de mine, acum chiar ce-o zis cuscru ăsta meu, baba asta face ceva. Of, Doamne! Am ieșit de acolo, am legat iapa, când mi spun curte, scroafa face virajă prin curte. Roată, roată, dar galopează așa, fuge de tare. Dar eu nu văd nimic. Cuscru ăsta au văzut, pe baba. Dar eu nu văd nimic, numai că fug animalele. Măi, săracul de mine, și mi-e singur acasă, ce să mă fac? Păi cine să trimit eu acum după soțul meu să vină de la cimitir acasă? Că baba asta îmi prăpăde iapa, sau scroafa, sau eu știu, mi le omoară. Bun. Vine la mine o fată de vreo 9 ani, care o chema Sofia. Mă, Sofia, zic, du-te aici la mort și spune-i la mamă ta sau la una din femei să se ducă după niță la cimitir repede să vină acasă după soțul meu, că aici e ceva bai. Nu e în regulă. Se duce mama lui fata asta după el la cimitir și vine fugă acasă. Când a văzut iapa așa transpirată, a început să plângă. Ce facem? Zic că asta ne omoară animalele. Uite, s-au făcut strigoni. Moșducă a văzut-o pe-n grajd. Eu nu văd nimica. Dar uite, uite ce face. De trei ori m-a deșlegat iapa, de trei ori m-a scos croapa până curte, din cocină. Și-o prefugat-o. Dar eu n-am văzut nimic. Na, bun. Vine soțul meu acasă, șterge apa cum era transpirat, năcăjit, plângea după cal.
mă, zic, știi ce ai de făcut? Eu m-am adus aminte, când eu am avut 14 ani, la noi a fost un băiat din Moldova, slugă. A venit cu mama lui, trei frați erau, și i-a luat oamenii pânzat să-i țină, să ducă cu vitele, să mai lucre pe acolo, ca să nu moară de foame. I-a luat de la femeie. Și m-am adus aminte cum a povestit el, că la ei în Moldova a venit un strigoni acasă la soție, un soț. A venit la soție și s-a culcat cu ea în pat și o deranjat tare. Și s-au dus oamenii la cimitir și l-au dezgropat și l-au găsit pălături. Într-o parte. Și s-au dus și au luat coasa. Știți ce e aia coasă? Care e iarba. Așa. Au luat coasa și i-au înfipt-o în inimă la mort. Și el a urlat. Mortul. Și atunci eu m-am adus aminte cum mi-a povestit copilul ăla. Eu aveam 14 ani atunci. Și am zis, bă, trebuie acum să băgăm ceva la ea în inimă, ca să o omorâm de tot, să nu mai vină, că asta ne omoră dacă o lăsăm să se ducă în groapă și atunci ea merge în groapă și satana o aduce înapoi și tot așa și ne omoare animalele. Ce am făcut? Eu am fost tare cu curaj atunci, că m-a fost frică de ea. M-am dus și am luat pe omul ăla care a venit de m-a adus brațul de lemne, pe cuscru ăla meu, și am zis, hai să scoatem pe toată lumea din camera afară, și să luăm jos sicriul cu ea și să-i băgăm ceva în inimă, un cui sau ceva. Că atunci nu o să mai vină. Zis și făcut. Era acolo un pasnic de porci, un copil așa mai prostănac. L-am luat și pe ăla cu noi, am scos toate femeile afară din cameră, numai eu și cu cuscru ăla și cu copilul ăla. Am rămas înăuntru. Nu, acum zic, du-te cald un cui și un ciocan. Să băgăm la ea în inimă, că altfel nu scăpăm de asta. Eu i-am fost cosute și bluză și jachetă, că eu sunt croitoreasă. Și știam cum le-am descheiat de aici, că erau făcute de mine, și am desfăcut aici în partea cu inima și am căltat așa pe la coaste, cam gândit, credeam eu că inima. Și nu n-o găsit cui deloc, numai nu știu dacă știți dumneavoastră, nu știți. Erau niște peaptăni cu atâta ghință de mari care se peria cânepa, se făcea fuiorul care se torcea înainte. O rup de acolo cu cleștele un cui de ăla și nu a găsit nici ciocan. O luat un lemn de acolo de la foc și l-am adus pe băiatul la el să bată și eu țineam de cui. Am pus cui acolo, că am crezut eu că inima și băiatul ăla bătea cu lemnul și eu am ținut de cui. Până s-a băgat cuiul tăt. Când s-a băgat cuiul tăt, ea s-a strâmbat cu gura. S-a mișcat gura la ea. Da. Nu ați uitați-vă aici. Am zis eu către ei. Dar așa curaj am avut. Bine că nu o țăpa în mâna pe mine. Nu a zis nimic. Și am încheiat alea la loc și acolo a rămas cu eu. Cu el s-a dus. Dar nici n-am mai auzit nimic. Nici o mișcare. Nimic. Cu asta am lecuit-o. Și după aia a și venit popa și a dus-o la groapă. Fără să știe nimic. Așa. Nu știu nimeni nimic ce am făcut. Lumea s-a cam mirat că i-am scos pătăți afară. Eu, dar na, nu și-o da seama ce fac. Și ce-am pățit eu cu animalele. Și cum o zis cu scrul ăsta că a văzut-o pe-n grajd. Și vă spun, s-o strâmbat. Ea a fost cu satana băgată în ea. Așa. S-o jâmbat gura. Na, e o poveste. Nu că îi poveste. Da, îi pățită. Asta am pățit-o eu. Și am făcut eu cu mâna mea treaba asta. Așa că groaznic a fost, că eu n-am crezut în daștea, am zis că cine spune daștea au alucinații, cine știe ce li se pare, sau, dar să știți că este satana. Este satana care se bagă în morți. Ia câte ce muțele le-au filmat. Așa multe că și lor îi plac. Muțele. Ai, Doamne! Daniel, nu te duci acolo să dai drumul și la aia? E proaica aia acolo? La ușă. Nu a avut, când am fost eu fetiță, nu a avut nimeni televizor. Noi n-am știut un televizor. Noi am știut în postul mare să ne ducem la Calea Cruci. Da, nu mai știu nimeni. La copiii ăștia nici, fiindcă le place să atâta stau și ascultă. Când le spui câte ori ce, atâta stau și ascultă. Pilele, de unde știi? Pilele, cum? Pilele, de ce? Da. Să vă spun un lucru. Oricând, eu știu că eram copil mic, și la noi zine câte 2, 3, 4 vecini sara, în povesti. Și povestea, eu eram prunc și stam în pat și numai
Ascultați-mă. Ascultam amu. Tătul meu are televizor, se pune la televizor. Da. Nu-i trebuie sfatul meu, nici a dumneitale, nici a altuia, ce știe el, nu știe nimeni. Nici muzică, nici de-asta. Și-s proști de dau în grup. Eu așa văd lucrurile. Ca un televizor. Păi da. Ce poți învăța singur? Poți învăța orice nu. Dar dacă te adui cu cineva, schimbi o vorbă, auzi ceva, că unul vine dintr-o parte, unul din altă, au văzut ceva. Ții minte. Tu le culegi. Dar dacă nu, nu, mie nu-i ha să spui nimeni nimic, mie nu-mi trebuie să mă învețe nimeni, că eu știu, acela moare prost. Și pe când o zis că omul, zice, nu poți uita, altă dată o zis că a venit de la oi, s-a dus pângă un pareu. Și înaintea lui tot merea niște lumini. Și se tot stingea, și se tot aprindea, și iar se stingea. El nu știu ce să se facă, el nu scapă de lumini în acele, cum ajunge el la drum. Și a zis că, până la urmă, tot văzut că tot lumini în acele nu dispar. O zis că iară s-a rugat, Doamne, mai scapă-mă, Doamne, mai ajută-mă. Și atunci iar o scăpat. O zis că o scăpat de... Dar zice, pe când am fost slab și bătrâna, pe zice, să știi că mă atât gândeam așa că cum am văzut atunci. Și le-am văzut, lui Aivia. Zice, și mi s-a arătat și pe când să mă urc. Pe când, o să-mi povestea, era un bătrân, papa. Da. No, acum să vă spun cu baba, cu culcatul, la vaci. Baba s-a dus în pădure cu vasele de noapte, că erau gonși. Și baba s-a culcat pe niște ieși acolo în pădure. Nu a avut baba frică de nimic. Și a venit cineva acolo ce n-a zis noaptea, scoală-te de aici că ai nu-i locul tău. Scoală-te mă aici de aici că ai nu-i locul tău. Păi și că dânsă, că dânsă, și la o vreme mă sculai și m-a dus în o altă parte, dar nu mai vine nimeni să mă mai scoale, că l-a lăsat pe ăla locul lui. Asta e atâta cu treaba asta. La casatul ăla, una, două, în tot satul asta, cu strigonii, cu... Mai știți alții? Odată m-am găsit că am mărs în pădure, tot așa, puneam un postul Crăciunului, dar pare după Sânicoară. Așa mândru se vedea de lună și era sărin, nu era zăpadă. Și am adus niște brazi cu tatele ginerii meu. Era un om puternic, solid, o zine și el cu mine. Dar, să zic așa, când am văzut întâmplarea, o fost cam până la ora 10-11 noapte. Și mândru se vedea de lună. Eu eram înaintea cailului, cailor, el era pe tilej, pe lemne. Și eu m-am uitat așa în partea asta, către lună. De la o costă, zic, costa Priporului. S-a ridicat un nor cât o are de casă. Am 10 pe 10. Am zis către el, eu, nici nu iese de la costa Priporului. No, am gândit că e nor.
O trecut așa pe sus, dar încet, ca cum merge un nor, încet. Când o trecut peste noi, de aici încolo, noi n-am mai știut unde suntem. N-ați știut? Ne-am pierdut. Mă înțelegi ce zic? Ne-am pierdut fără să ne dăm seama că unii ne găsim. Și-ați mai mulți, nu? În gheal, acolo, departe. M-am oprit și am zis că tăilgheu unde ne găsim. Eu îmi pare că eram pe hotarul Juleștiului și vadul departe, că e Berbeștiul între... Zic, eu îmi pare că ne găsim pe unde, pe Căitari, pe la, pe la oraș. Măi, ce și mie îmi pare pe stăjerea ăștia. Și noi eram întorși încolo către Șugătag. Și am ajuns la un pod. Era o vale acolo, zis, podul Barteșului. Zic, ce pod e ăsta? Că eu pe aici n-am trecut niciodată. Măi, zicea, ăsta e podul Barteșului. Noi anume am vrut să zinim în coace, că dacă vinem în coace, nu trecem pe la milițe. Și așa ne-a dus norul acela, ne-a tulburat de cap, de-am trecut încolo, de-am trecut în fața miliției, dar o durnit și nu s-a întâmplat nimic. Vă salut, să trăiți! Doamne, câte mari ești, Dumnezeu, necerești. Doamne, câte mari ești, Dumnezeu, necerești. Am șezut la oi și într-o noapte o zinit fata pădurii, bătio, domne, și eu am gândit că e. Nu. Hai, măi, și pe când colo, mă, mi se potolea focul și apoi a zinit un vânt și m-am spărat. Eu făcut picioare de cal cu coptite, mâncau ar groza, era să mor de spaimă. Așa niște vânturi. Și apoi m-am spărat rău. Am făcut ceva? Am avut spărat. Așa a făcut ea, dă-o dracului, că nu am grăit în limba românească, deloc. Tare hâd a făcut. Și apoi a trecut un vânt pe acolo, știi, și apoi m-am băgat acolo într-o gubă și... Apoi s-a dus, m-am spregănit că mă omor, oricine știe ce... Am făcut nimic. Păi s-a dus în omul nopții și n-am mai văzut-o. Noi este le-am avut... În convăr am eu din Berbeș, George alu Grigor, au auzit o horin pe vârful culmii aceea mai sus, pe răsărita soarelui. Tot ceva ca muma. Tot ceva nepotrivit. Eu am fost la mlacă, după lemnii de foc, și pe răsărita soarelui am auzit fata pădurii horind pe vârful pietrii. Amul ei a fost mai mulți, toți au auzit-o, nu numai unul. Zic, n-ați văzut-o, cam a fost ziua. Măi, ce-a văzut? N-am văzut-o, dar horind am auzit. Apoi că e fata pădurii, că suflete de oameni morți, care sunt persoane, că mări și vorbesc cu ei, scolă din mormânt, teamă suflet de om mor și discută cu el. Doamne, cât de mare ești, Dumnezeu, ce necerești. Doamne,
spiritul respectiv e obligat să țină de oasă. Da, după. De oasă mince. Strigoi, că-i strigoi. Nimeni nu-i vede, decât îi auge. Și este, a fost aici unul, la noi, el a murit. Atât au ținut la muierea lui, groznic. Muierea lui a fost dintr-altul sat, Bulza, de aici dintre Păstăgeală. Până când o dat chiar și în fântână. Femeia? O dat că i-au băgat într-o fântână. Și o scos de acolo și asta nu a lăsat-o. Și atunci a fost unul aici, a veșit cu noi de aici peste drum, care o știut să chemi morță. Și l-a chemat și a vorbit cu el. L-a chemat și a vorbit cu el și a spus, nu pot să plec de aici, până când nu știu pe aici. Și au durat vreo 2 ani și jumătate, 3, a murit și ea. Și după ce a murit, ea nu mai... Nu mai fost nimic. Nu. Aia care cheamă morții lucruri curate sau necurate? Poftim? Aia care cheamă morții. Sunt lucruri curate sau necurate? Aia sunt lucruri necurate. Necurate. Am zis către el, măi, zic că vreau și că nu se poate. Ar fi putut, dar nu vrut. Da. La asta ați avut experiențe? Păi, vreau să spun, atunci m-a interesat, acum nu m-ar mai interesa. Acum n-aș mai vrea, pentru că știu că nu-i lucru bun. Nu-i lucru bun. Și țin minte ca când visez, când a murit ea, m-a luat bunicul de mână, că a fost sora lui și hai să mergem la sora mea, că a fost veșini. Părinții lor au împărțit casa, grădina și cășurile, așa, ca să nu mai meargă, bun. Trece numai, ne ducem la bătrână, ea era întinsă jos acolo. Domnule, berece de alea, țin minte cât trăiesc. Moșul s-a dus de la cap, ăștia-s drașii cu care ai lucrat tu. Dar ce Dumnezeu să ce bate, că tăsorul s-a avea gata de murit. Că hai să merem. Am ieșit cu bunicul afară și după vreo câteva minute a spus mătușul mea, fata ei, că a murit. Da. Da, iar au făcut drăbaje mari cu familia. Pentru că a fost stăpânită de satana. S-a spus că știi să ghiciți în palmă? Nu. Nu se va? Nu. Da. Știați mai de mult? Ești, poftim. Știați mai de mult? Da. Asta de când am fost copil. În primul rând vreau să mă recomand. Sunt în Cușnița, de la Iehud, la vârsta de 53 de ani. Da. Sunt văduvă. De un an de zile, de aceea nu prea am așa mare, nu sunt așa deschisă, cum să vă spun. Dar pe aici, prin zonă, și dacă poate se practică cu nunta mortului, cu un băiat sau fată care e nemăritat, da. Și e ca o nuntă când mormântează. Știți ceva despre... Da, da cum, dar să... Nu știam. Că să întâmplă multe de astea. Se întâmplă că moare un băiat și nu-i însurat, atunci să facem o mormântare foarte mare, foarte mare și să duc fete și feciori la mormântare și la băiate să îmbracă o fată în doliu, dar își pune cunună mireasă și iară un băiat, un verișor primar care îi ia steag și așa îl mormântează cu steagul duc până când îl bagă în groapă, steagul e acolo lângă groapă și mireasa acolo. Dar după aia... Mireasa se poate căsători. Da, se poate căsători, numai așa, că deci nu-i mireasa neapărat dacă un băiat moare și are o prietenă foarte bună cu care s-o gândi că s-a căsătorit, aceea e mireasa. Da. Dacă nu o pune ori pe cine, cine vrea să fie, oricine. Ca să se obicei. Da. Dar și apoi, dar apoi să cântă nota, are frumos să cântă după mort, n-o zice, n-o să zic așa cum a murit un băiat și îl cheamă Ion și apoi să cântă. Ue de mine mă Ioa, o mă Ioa la nunta ta, fetele nu or juca, nici feciorii n-or striga.
Oiei cu tăți ori zgera, o de mine mai ua, o scoală te și te uita, cozânit popa acasă, să te cununie pe masă, o să te cununie pe masă. Vai mândruc și mai ua, vai mândruc și mai ua, rău ne doare inima, că mândră casă ai avut și aceea nu ți-o plăcut. O ți-ai făcut altă de lut, fără uși, fără ferești, pe nimeni să nu mai vezi. O dacă e așa și e așa, rămâi și te hodinea, că noi o-mi fac cât o-mi putea. Nu, așa, știți, așa îl duc pe mort, știți, și nu plâng că nu feciorii numai ori sta și ori zdera, știți ce înseamnă zderat, plâns, a plânge. Ba, am făcut pe mine, dar pe dacă mori, am mort în familie, dacă e tânără, și tânără, e copilă tânără, e să pune cu nună pe cap, o îmbracă în haine albe, o face mireasă, dacă a fost necăsătorită. Și se adună tinerii tăți din sat și o cântă. Ca și cum ar fi nuntă. Da, ca și cum ar fi că e moartă și o duce la mormânt. Și apoi ești în alți, apoi se face pomenie, se face la noua seară, a treia seară, a noua seară, la șase săptămâni, la o jumătate de an, la șase luni și la anul. Și apoi îi plătește slujbe de pomenire și se termină, da. Da. E frumos să cinstești așa și pe morți. Și acum când moare omul, când moare omul, avem niște semne, ies niște semne, da, după ce a murit, da, ies semne. Și îl visez, visez așa, și eu cu sora mea am visat așa, după ce a murit. Am visat că a ieșit cimitirul. Și au venit, că au fi fost strigoni, că au fost vârfa ei, nu știu, au venit de aici și au avut o grădină și peste râtă, peste câmpul ăsta și au avut o grădină. Și eu am văzut-o că vine și știam că e moarte și au venit pe râd și eu m-am dus în calea ei și am zis, nană, intre duși, că nană, am zis că te-au fost cu doi ani mai mari cu mine. Zice, mă duc la grădină, zic, mir și eu cu cine? Nu mi-are, că nu m-am adus să văd grâu și iară mă duc înapoi. Și am așteptat-o până a venit înapoi. Și s-a dus în geală. M-am uitat pe acum, s-a dus pe acolo printre vași, a fost o vajă, s-a dus și s-a dus în geală. Și atât am întrebat-o. Nană, cum e acolo în geală? Că nu știu că e mare. Nană, cum e acolo? Știi cum e acolo? E taicuțul acolo, cu Ionu Neamu și cu Mașucă. Să joacă de cărțile în scaunul lui cripta. Că noi avem am o nepoată în criptă, de 7 ani a murit. Pe scaunul în cripta lui Monica, acolo să joacă de cărțile și eu cu maicuța le fac de mâncare. Și bine. No, deci am visat eu și când am visat, altă doară am visat cu omul meu. O zis, zic, cum e acolo Ghigule în mort? Cum, e, cum ești acolo? Mă, Lienu, zic, atât ai zi rău să te dui la biserică, în toată duminica să te rogi pentru mine să vin acasă. Omul meu, bărbatul? Nu, bărbatul meu, da. Da, și, nu, deci am visat așa. Și te m-am dus, te m-am dus la biserică. No, în sat a murit o fată tânără. Când s-a dus cu ea la cimitir, o mergea. Toată lumea a plâns că no, a fost tânără și că m-a dat proșis. Nici eu plâng după asta. Păi uite, asta merge la un loc foarte fericit. La Bocuțe m-a văzut a murit o bătrână. După aia nu a plâns nimeni. Și că după asta trebuie să plângă. După asta trebuie să plângă, că asta merge la loc foarte rău. Da, la loc foarte rău. Și de-aia spun, astea sunt lucruri paranormale care se întâmplă.
întâmplător. Ei, Doamne, Dumnezeu meu, eu îmi arăt numele Tău. Ia-i căsătorele luna, ia-i căsătorele luna, eu i-ai făcut cu mâna Ta. O, ai făcut cu mâna Ta. Ia-i păcări, Doamne, pus-ai stele. Ia-i păcări, Doamne, pus-ai stele. Ia-i să fie mândru cu ele. Ia-i să fie mândru cu ele. Ia-i la om, ia-i dat o poruncă. Ia-i la om, ia-i dat o poruncă. Ia-i da n-o putut să o ducă. Ia-i da n-o putut să o ducă. Dă-mi-e la porunca Ta. Ia-i dă-mi-e la porunca Ta. Ioi la tărnie trebuia pleca, ioi la tărnie trebuia pleca. Ioi că atâta ia omului, ioi pământul pe care-l pui. Ioi pariștea deasupra lui, ioi pariștea deasupra lui. Gata, nu mai duc. De mult, la sate așa îi, și așa au fost toată Valea Izei. Aici nu prea au fost fabrică, nu au fost unde să meargă oamenii la lucru să câștige bani. Și dacă nu a avut unde câștiga bani, s-a dus, făcea fân, se ducea la oraș să vândă fân. Merea să scula și merea la oraș. Din zor, de zuă, i-a apuca acolo câte ora să scula până la 2 noaptea și pleca. Când merea pângă căruță odată la un om, că merea doi oameni cu fân la oraș de vânzare. Orașul, noi zicem la oraș, la Sighetul Marmației. Acela era orașul mai apropiat, la 50 de kilometri de la noi. De acolo putea omul să-și facă un ban. Și mergând așa pe drum, cu căruța noaptea la un om din căruță, i-a fost frig și o coborâ pe jos. Când o coborâ jos, o văzut așa lângă căruță un pitic. Un pitic așa, merea tot alăturea cu ei, piticul. Când se ducea să zică câte el ceva, nu-l mai vedea. Mintea și iar era piticul. Acela de mult, așa era să arăta la oameni. S-a arăta tot felul de demninuni. Se întâmpla, de le era groază la oameni să iasă din casă. Noaptea după miezul nopții, până la unul, zicea că nu-i curat. Și așa era. S-a arăta tot felul de maimuță, de... No, noi ziceam că e necuratul, diavolul Dumnezeu cu casa asta. Așa, așa zicea. Și apoi când eram înșezătoare, apoi atâta povesteam, numai de astea ne povestea, aceia bătrâni, pe când să zânim acasă, ne era frică să zânim acasă, oare nu ne-am întâlnit cu piticul cela, oare nu ne-am întâlnit cu cutare sau cu cutare. No, ne-am pregătit familia noastră să ne ducem la scos de cartofi, toamna. Și mama mea ne-a făcut mâncare și ne-am pus să mâncăm. Și bunica o sărit de la masă și a spus că eu știu cum am văzut, dacă mă uit eu la mama mea, m-am uit urât. Și s-a mâniat și mânioasă, supărată, ne-am dus la scos de cartofi, nu am mâncat în ziua aia nimic, bunica mea. A scos cartofi, nu a vorbit cu mine nici cum. Și seara
a venit soțul meu cu coșia să ne aducă cartofii, nu a vrut să suie în coșie. O plecat pe jos singură până noi am pus cartofii și am plecat. Au fost oameni la strâns la o tavă, un om cu soția, mai în vârstă. Și zice bărbatul ăla către soție, ia uite ce măriuță să vezi, aia e baba Măriuța. Uite ce că ea mere la un metru de la pământ, ea nu mere pe cale, e cale, cărare, pe livez. Ea nu mere pe drum, ea e un metru de la pământ, mere, pe sus. Și când a fost la cimitir, acolo o prins-o și ne-o prins-o năcuratul și ne-o prins-o după niște spini într-un colț acolo și o zomolit-o până dimineața. Ori văzut-o doi copii, ori văzut și Eva acolo că se mișcă, dar le-a fost frică să se ducă, au zis că e un om acolo cu un sac de cartofi sau cu ceva și le dă în cap. Și dimineața au găsit-o oamenii care s-au dus cu marjurile pe livez, au găsit-o acolo. Nu a fost moartă, dar a murit. Mai trică ceva ore și a murit. Cum tot-o desplăcit-o, tot-o... Nu, vai și amar, eu știu și ne-a luat-o. Am dus acasă, a murit, am îngropat-o, la o săptămână muri mama mea după ea. Și aia a murit. Aia a murit de inimă când a văzut-o cum a fost. Atunci tata au inima mea și a murit și ea. O săptămână? O săptămână. Au murit amândouă, într-o săptămână. Una săptămână asta, una săptămână la alta. Atunci și umbla mai mult și oamenii noapte. Da, și umbla mai mult, că trebuia să umble, că nu a avut ce face, trebuia să umble. No, când eram eu de vreo 14-15 ani, credeam în cailul să-mi toageri. Ședeam seara cu furșile, torșeam. Și atunci când era, se apropie 12, să merem acasă că vin cailul să-mi toageri. Aveam în noi așa o frică, că dacă mai stăm după ora 12, vin cailul să-mi toageri și ăștia fac praf cu noi. Ce era? Cailul se întoarce. A fost așa o poveste care a intrat. Ei bătrânii povesteau nouă că ies cailul se întoarce și vin și fac reale dacă nu sfeacele la ora 12 acasă, să nu mai umble până sap. Și noi de frica aia vineam acasă și nu ne prindea nici nimeni pe drum. Da, acum nu e așa, acum fiecele altă formă. Da. Și ne povesteau că într-o noapte s-au dus cailul fiecelor stat peste oară 12 și cailul se întoarce s-au îmbrăcat în copii, în băieți. Au fost băieți și s-au dus acolo la casa aia unde au fost răzătoarea și ei nu au fost cai, au fost băieți, dar au fost în cai îmbrăcați. Și atunci atâta le-au jucat și atâta au făcut cu ele până le-au omorât. Da, da. Și atunci s-au descoperit că nu au fost cailul să-mi toage, au fost băieți. În mutra lui cai. În mutra lui cai, da. Fiindcă așa au fost că fecele după 12, după 12 ceasuri să nu mai fie noaptea, să nu mai umble noaptea. Și chiar așa, dacă au stat după 12? Da, dacă au fost după 12, ei au fost urmeri și l-au luat la joc. Și au jucat pe ele până le-au nimișit, până nu au mai fost bune de nimica. Asta a fost cailul să-mi toage. Thank you.
Slacul, la descântece, știți? Le-am uitat, am învățat ei atunci, dar le-am uitat, dacă nu m-am mai gândit așa la ele. Am vă spun o hore. Asta. Ce vezi de astăzi, ce spuneți? Pe marginea Dunării trec feciorii cu boii. Și înaintea boilor trece floarea florilor. Cu o batiștă albă în mână, susținând de la inimă. Dați feciori voi în boitare, că vine Dunărea mare. Las-o zile să mă mâie, că n-am casă, nici moșuie. Pe nimeni să-mi placă mie, că n-am casă, nici o sac. Nici pe lume nimic drag. Nici am bani, nici am avere, nici om chic de mângâiere. Eu aș vrea pământ să mor, că de moarte mi-e mai dur. Și de aici să mă duc și înapoi nu mai apuc. Cu piciorul noi călca, urma mi s-a astupa. Și aș vrea să mă duc și mâini. Nu pot trăi de veciuni. Măr să doară pe minciuni, nu pot trăi de veciuni. Nu le-am făcut niciun rău, dă-i mie Dumnezeu. Și aici mi-a făcut mie să aibă numai așa tot bucurie, cât or trăi pe veciuie. Le-am făcut eu ceva, Dumnezeu să le împărțea. No, interesant. Atunci a mai fost iar odată o femeie, iar așa. I-au murit. Și-au rămas două fetițe. Fetițele au fost de școală. Dimineața, când nu merg la școală, fetele periace, tot asta, tata să cotele. Mă, voi vă periați una pe alta? Nu, mami ne perie. Bă, cum? Cum se poate treaba asta? Da, au spus, la altă dimineață la fel. O vecină l-a învățat, au spus, ia un pai de secară, că noi nu vezi pe nimeni, că e ceva invizibil. Un pai de secară care a trecut până batoză, să fie întreg, nerupt. Și faci ochi, cum să faci laț. Și când se deschide ușa, dai cu paiul și lege pișor la masă. Dar să nu-l dizlegi când ce strigă, că ce strigă, când e după trei, după miezul nopții, când te cocoșă, cum se zice. Și să nu-l dizlegi, că dacă îl dizlegi, o moare. Știi? Îl lași acolo. Bun. O făcut el, cum a spus bătrâna, o legat acum, nu, nimic. Când a fost după trei, la trei după miezul nopții, l-a strigat. Dar nu a răspuns, iar absolut, a lăsat acolo. Când a fost la ziua, o dizlegat, a apărut ea. El a văzut-o și fecile, dar în rest nu a văzut-o nimeni. Numai familie? Da, din alții, din străini, numai familia. Da,
o mers la biserică. S-a dus la biserică și ea. O femeie a fost cu un copil în brață. Atât a plâns copilul ăla din calea afară. Când s-a dus acasă, v-ați văzut cum a plâns copilul la muierea în brață, da. Voi știți de ce a plâns? Păi nu. Păi atât a rar sainile pe măsa din calea afară. Dar vezi că voi n-ați văzut. Cu marțara, știți și de-alea. Marțolea? Uh-huh. Marțara. Marțara. No. Stăteam în casă și făceam la un ciorap. Și trincăneam, știți? Și eu am uitat că bunica mea tot îmi spunea să nu lucri marțara, că nu-i bine, că auzi ceva sau vezi ceva. La țară nu-i ca la oraș să ai WC-ul în casă. Era WC-ul în grădină. No, după ce am stat eu mult, până pe la 12, atunci am pățit necaz mare. Fară? A venit marsara la mine. M-am dus afară să fac lipsa mică, la 12 noaptea, și am auzit pași până zăpadă, scârțăia așa zăpada sub tălpi, cum umbla cineva. Și m-am dus până la poartă să mă uit pe stradă și nu văd nimeni. Ați văzut cea urme? Păi urmele era cărare cum mergea lumea ziua, știți? Nu mai picat zăpadă și era drumul bătut așa. Dar să scârțăia zăpadă așa cum mergea, cum se face sub pantof. Dar n-am văzut pe nimeni. V-ați speriat? Speriat, bă, ce-o putut să fie? După aia m-am adus aminte că e marsara. Ei, Doamne! M-am dus în casă, repede m-am dezbrăcat, m-am îmbrăcat în pijamale și m-am culcat. Și odată am simțit la mine pe băiatul meu, era atunci de vreo 4-5 ani, era lângă mine în pat și soțul de partea asta la altă. Și odată am simțit că ceva se pune la mine pe pept și mă apasă. Nu era lumină electrică, era lampă de aia cu petrol, știți? Eu am fost stâns lampa și era întuneric în casă. Bun. Of, Doamne! Tot repede, cât repede, dar de la vreme am început să-mi fie greu, m-a păsat tare. Am început să țip. Sculați-vă că mă omoare! Sculați-vă repede din pat că mă omoare! Soțul meu a sărit repede, a prins lampa. Ce-i, mă? S-a trezit bunica și zice, nu ți-am spus să nu mai lucri marți seara. De ce ai stat până la ora asta? Ia că-i 12 ceasul. S-a trezit? Atunci s-a sculat ea din pat și-a luat vătraiul și-a luat niște jar din cuptor și-a pus tămâie și-a venit acolo pe la patul meu și m-a tămâiat și-a făcut ea o rugăciune, a zis Tatăl nostru și... Și după aia nu s-a mai întâmplat nimic, nu? Și după aia ne-am culcat toți și după aia am auzit că ceva roască e pe geam. Aveam un geam de către coridor. Da. Ceva roască e cu... Când mă uit acolo o babă cu haine negre și cu așa unghi. Făcea așa cu ghearele pe geam. Da. Iau! Am băgat repede capul sub pătură și stau acolo. Mă așteptam că iar vine și să o iei pe mine, dar nu a mai venit. Fiindcă am fost atămâiată, știți? Am fost atămâiată și nu a mai venit. Și m-am scăpat. Asta a fost pentru că am lucrat marți seara. Marți seara se zice că ar fi o babă care nu lasă femeile să lucre. Era în alt sat o femeie care știa să-i omoară strigonii, le descânta. Prin cântece? Prin descântece și trecea peste groapă călare pe un armăsar noaptea la 12. Ia, trecea? Ia, vrăjitoarea aia. Și lua de acolo pământ, de pe groapă, și se ducea cu el la Mureș. Aici Mureșul. Și l-arunca și zicea, când tu mai poți alege sfărâmăturile astea de pământ din apă, tu ai să mai vin la oamenii ăștia. Și atunci că așa s-o cântat strigoiul, așa o zberat când și-o dat drumul în apă și nici n-a mai venit.
știe, dar nu pot spune omul din sat anumit. Ce aduce în temniță. Ca zice că ce ai să povestești ce nu trebuie. Iar ne povestea mama. Că a fost om de aici, de la noi, din sat. Că se făcea tricolici. Și trebuia să îmble într-o sară 7 hotară. Și omul acela care se făcea mere și mai bătea așa pe la ferezi, pe la oameni și mere cu el că nu putea vorbi dacă era tricolici. Să-l bajă într-un coteț sau într-un grajd, să nu aibă de îmblat atâta noaptea. Că să obosă, să-l bajă cineva. Să obosă atâta noaptea să îmble atâta. Și apoi, ce știu eu, când i s-o cine l-a blăstămat, de s-a făcut tricolici de la nu știu câți ai, nu s-a mai făcut. O să tot o fă un câine albu, tare mândru câine, că era în șopru, așa avea un fundie de până în șopru și tot o stat acolo, vreo două, trei zile tot o stat acolo. Și o să cânte și pe el așa de lung să uita așa la el așa de a jele, așa să uita la pătru sasul, la acela bătrân. La tatăl pătru sasului. Da, da. Și o să când o fă-n-o vreme, eu fă milă de el. Că văzut că nu l-au lozit dacă a stat acolo, că nu i-au făcut niciun rău pe stată. Nu l-au bătut, nu i-au făcut nimic. Și într-o vreme s-a dus tu două, că ce pe la câinele ăsta orice să mănânce, zicea. Și ce se fac? Se duce de el de acolo, ce vrei ținea acolo, ce de acolo? Că așa nu bate, nu faci nimic, tot acolo și zi și noapte. Nu ia lor. El s-a dus și-a făcut ce și ce și eu dus în chetocană cu lapte. Apoi ce și cum a fost laptele, acru, dulce, cum a fost, dar eu dus într-un blid acolo, într-un de aici mai rău și au pus și-au mâncat câinele acela. După ce au mâncat, au stat bă 3 zile, la 4 zile, altul nu l-a mai văzut pe acolo, s-a dus hăt. Nu l-a mai văzut deloc, nici zi, nici noapte, gata, a fost dus. Și cu merea atunci de mult, după sare, ducea sare și aducea mălai de până țară, de pe acolo, de până satul mare, de până cărâi, de pe acolo. Merea după sare, coștiuni. Cu carul mereu oameni. Și-a zis că eu ieșit un om înainte, l-a cunoscut, când l-a văzut, l-a cunoscut pe de 3 zile cât a stat acolo, până la 4 zile, dar l-a cunoscut. Zice, unchiule, ce caz pe aici? Zice, am adus niște sare și mi-a luat niște mălai, zice, îmi trebuie niște mălai acasă, n-am mălai, zice, la copii, la prunși. Noi zice, hai că îți dau mălai cât îți trebuie, zice eu. Dar pe ce poate, nu ai avea atâția bani, nu trebuie să-mi dai niciun bani, niciun leu nu trebuie să-mi dai. Păi cum e, odată o s-a înserat omul, păi cum să-mi dai omul ăsta să-și dau bani pe mălai, am cum fac un stric de mălai și rău de bani, și un prost. Și s-a dus, că noi zice, hai la mine acasă, zice, că îți dau eu mălai, zice, nu te cheme, cât îți trebuie? No. Nu i-a spus până acasă, după ce îmi plut care de mălai, cât o putut cai să aducă în coace. Știi că l-a grămădit cât așa l-a înghesat acolo, cât o putut. După o strapă, după care de aia, cum o podelim. Nu a putut pune atâta, poate o bucălușă. Bun, să-l aducă pe drum, l-a adus pe drum cai. Nu, după ce o gătat tot, i-o dat de mâncare, i-o făcut, zice, păi, de mâncare acolo, ce cel mai bun pe la om ăsta să mănânce, zice, că-i drumar, zice, și îi plământ omul ce e pe drum, ce păi să mănânce. Dar până când o gătat de mâncat și s-o gătat de plecat, nu ce unchiule, nu măi, ce cât mă costă, ce cât, au avut orice bani pe sare, ce ai să-i dea orice bani, nu trebuie niciun leu, ce că dumneata mai servit, zice, eu nu te uit niciodată, zice, când am stat la dumneata în șop cu 3 zile, zice, și n-ai dat după mine cu nimic, zice, și nu mai țăpar, nu mai dar, nu mai... Doamne, ce-am făcut la lume, mă? Doamne, ce-am făcut la lume, e numai vorbe bune, mă? E numai vorbe bune, mai mă? Știu, Doamne, ce-am făcut eu, mă? Nu știu, Doamne, ce-am făcut, măi, de-așa verde m-ai bătut, mă. De-așa verde m-ai bătut, măi, mă. Nu
bătut din Macău, mă. N-o mai bătut din Macău, măi, fă-n lume să-mi fie rău, mă. Fă-n lume să-mi fie rău, măi, mă. Ești mai bătut din nu e, mă. Ești mai bătut din nu e, măi, fă să-mi viață greu, mă. Fă să-mi viața greu, măi, mă. Păi, v-am spus și înainte despre ăsta care a fugit de pe front. Era frate cu bunica mea, a fost. L-au chemat Ion pe plenar, i-au zis. Dar el a fost Lăpujean Ion, sau după nume. Dar așa i-au zis, un porecl așa care a fost. Și ăsta a fugit de pe front. A venit cu armă cu tot acasă. Adică a dezertat. Din cauza frică de moarte, de ăsta... Și acasă, bărbatul lui bunica mea nu a vrut să-l primească acasă, că era frică, că cum să-l primească acasă, el fugise de pe ăsta, era frică de jandarmi atunci, de poliție, de securitate, că îl primește acasă. El l-a trimis să ducă înapoi, știi? Și el nu s-a dus, a stat pe aici pe lângă sat și s-a dus la un prieten, la altul, că trebuia să mănânce ceva. A stat vreo două luni de zile, a stat, în timp de vară așa. Și stătea prin pădure, dormea, se ascundea pe unde putea acolo. S-a împrietenit cu unul de aici care era mai tânăr ca el, adică mai tânăr cu mult. Ăsta i-a solicitat să-i dea arma să se ducă și el să împuște o căprioară, un sap. Arma care venise cu ea de pe front. Și ăsta i-a dat-o. I-a dat-o că ăla când s-a înțeles ca să meargă să-i dea înapoi, o stat și a tras un glonț în loc să-i mai dea arma. Știi, se rămână arma, știa că el e dezartor din armată și ce-o zis, mai bine hai să-l omor că tot caută poliția după el ăsta și l-a împușcat și a rămas arma. Și el a rămas cu arma. O dura câțiva ani, ăsta era copil, avea 16-17 ani în perioada când l-a împușcat pe el. S-a căsătorit, s-a făcut vânător, da, bine, la urmă și-a cumpărat armă care e autorizată, cu permis. Și aia probabil a vândut-o. Cine știe ce-a făcut cu aia, că nu mai găsit-o nimeni. Da. Ce-a făcut? A fost angajat la cooperația, cum era atunci cooperativa de comunală, aducea marfă și era un mic depozit aici. El era la depozit acolo, că era băiat destul de dezghețat. Așa. Ce-a făcut? A intrat în depozitul, era lângă prăvălie și era o ușă acolo. De ăla încuia ușa dinăuntru, gestionarul de la el, punea o rangă peste ea. El o studia la ușă și balamalele erau aplicate cu orșuruburi, știți? Și ce-a făcut? A desfăcut orșuruburile și împingea ușa și intra în magazinul ăla și lua puțin să nu observe. Trecea la el în depozit, punea ușa la loc, prindea cu ăsta și la un moment dat el urmărea pe ăla, îl întreba pe gestionarul, că erau acolo, omul doi lucrau. Măi, azi unde te duci? Și ăla, cum e la țară, azi mă duc